Domnule Hadăr, că președintele României ne-a oferit prilejul pentru acest interviu și profit de ocazie să vă felicit cu înalta distinție care vi s-a acordat, înțeleg că exact când erați în scenă, exact. Erați în turneu. Da, eram în turneu, într-un turneu de suflet, într-un turneu, un proiect care a urmat altor proiecte românești după reuniunea Teatrelor Naționale, după participarea la anumite festivaluri. Invitația i-a aparținut domnului primar Constantin Toma și când... Primarul de la? Buzău, din orașul Buzău. Așa. Și zice, hai să creăm un eveniment, vreau să deschid o sală nouă pentru teatru și zic să vie Teatrul Național din Chișinău. Zic, cu cel mai mare... Cu care spectacol ați fost? Și i-am propus trei spectacole să aleagă unul. Le-a ales pe toate trei și am fost cu Steaua fără nume, cu Balamucu cu Vesel și cu În ochii tăi fermecători. Acum înțeleg că sunteți... În egală măsură, pe scenele românești, la Chișinău și, de fapt, v-a fost conferit acest titlu, da, pe merit. Mulțumesc! În primul rând, vă felicit că președintele României sau președinția din România n-a așteptat să împliniți 98 de ani sau 100, cât se cuvine la o dată rotundă, dar a venit la vreme când... vă prețuiește efortul. Vreau să vă întreb, de ce dumneavoastră simțiți nevoia să faceți aceste poduri moldoromânești sau româno-române, mai ales după ce că, știi, toată lumea ați făcut Șciuchin la Moscova. Și asta ca și cum ar fi pe contrasens. Dacă ați învățat la Moscova, ar trebui să fiți un rusofil, ar trebui să fiți prizonierul teatrului rusesc. Și da și nu. În primul rând am mai vorbit că am avut noroc de profesori cu viziuni democratice încă în perioada brejnevistă, atunci când au avut curajul și îndrăzneala să ne spună că suntem români și nu moldoveni și când au trimis, când au aflat că avem intenția asta, au trimis din Basarabia, de la Academie, pe un oarecare academician Grosu ca să ne spele creierii și pe urmă de ce avem nevoie de acest deci proiect. Deci tocmai Moscova v-a românizat. Ne-au românizat. Am avut profesor și pe Ion Ungureanu, care era și el ex-ministru culturii, era detașat la Moscova și a fost profesor. I-am mulțumit pentru faptul că în 1980 am mers la Moscova moldoveni și în 85 ne-am întors români. Asta a fost. Dar vă întrebam, de ce simțiți nevoie să jucați pe scene românești? În primul rând, și noi ne îmbogățim și spiritual și profesionist și avem o armată întreagă de spectatori. Era golul ăsta, să ne aducem aminte, când ne-am întors în 85 de la Moscova, aveam spectatori, da, numai îngrădiți, până la 30 de kilometri de la hotarul cu Prutul. Și așa Basarabia acum. Când jucam spectacol la Ungheni, la Leova, aveam nevoie de permisie speciale ca să ajungem acolo. Zona de frontieră. Zona de frontieră. Ori acum, de când am început aceste proiecte de suflet, vine teatru serios, teatru profesionist la Chișinău. E o comunicare, e un dialog și, bineînțeles, avem ce împrumuta, avem schimb de experiență unii de la alții. Plus, dacă în anii 90 era o diferență, spectatorul de la București recepționa, avea alte reacții, acum nu mai e nicio diferență. Și asta datorită faptului că avem
libertatea, posibilitatea de a călători, de a prezenta un spectacol în fața unui spectator necunoscut, pentru că pe noi, actorii, din punctul ăsta de vedere, ne mobilizează și ne responsabilizează. În sensul ăsta, repertoriul care este al românilor veniți aici la Chișinău și invers, este cumva mulat pe anumit auditoriu, pe anumite realități, sau spectacolele dumneavoastră sunt universal valabile și într-o parte și în alta? De exemplu, Balamocul Vesel sau Un Caragiale sau Steaua Fără Nume este perceput la fel și la Chișinău și la Buzău? Da, da, este perceput la fel. Ba din contra, v-ar zice eu și am rămas surprins, plăcut, mai ales a doua seară s-a jucat Balamocul și nu eram în scenă. În prima seară eram în scenă și n-am auzit cu urechea impresiile spectatorilor. Dar am fost felicitat pentru prima seară, îndeosebit pentru Steaua Fără Nume, buzoienii care sunt la un pas de București și văd teatru profesionist de calitate, oricând pot pleca într-o oră, sunt la București și m-au felicitat vreo opt, mi-au spus că zice, am văzut atâtea montări, dar cel mai bun Miroiu, cea mai bună Domnișoara Cucu și cea mai bună Mona am văzut-o la Chișinău și vă mulțumim. Sigur că emoțiile pe care le-am avut și le-am de fiecare dată, cum am vorbit atunci când se ridică cortina și sunt cu grijă, zic, mai da, nu că metafora, dar ceea ce am conștientizat noi, ceea ce am săpat noi după text, ceea ce vrem să redăm, vom fi înțeleși sau nu vom fi înțeleși? Dar apropo, multe lume de la Chișinău, din Moldova în general, îl ținem minte pe Costolevski din filmul, venit prin filiera rusească. În sensul ăsta, dumneavoastră, cum concurați cu spațiul ăsta post-sovietic, ex-sovietic? Vă propuneți cumva să-l diluați? Ce faceți cu această tradiție moștenită de la sovietici care nu se volatilizează așa de simplu? Și vă spun de ce vă întreb asta, pentru că sunteți exact omul din domeniu care, spre deosebire de politicieni sau de propagandiști, reușiți și aveți sarcina, dar și vă reușește, să nu antagonizați o discuție pe subiecte sensibile, da? Să vorbiți cu un potențial adversar politic-ideologic, astfel încât să nu îl ofensați. Să-i spuneți omului și cred că asta e marele talent al lui Petru Hadârcă și nu doar, dar a multor oameni din mediul ăsta. Să-i spună unui moldovean care îi consideră moldovean că dumneavoastră sunteți român și s-ar putea și el să fie român, zâmbind, fără ca el să vrea să pună mâna în buzunar să scoată mauserul. Aveți perfectă dreptate și ați văzut că noi și la Buzău, că luna asta am avut-o, nu numai, și avem și duminică la Brașov, și la Galați am fost, și cu Balamucu, și la Vaslui cu Steaua Fără Nume. Vorbim fără traducător, fără translator, vorbim în limba română. În România, da, dar aici, la Chișinău. Și aici tot în română vorbim. Dar cu vorbitorii de rusă, cu cei care, repet, mai poartă stigmatul sovietic, mai țin mai minte țin. Că Costolevski e adevăratul personaj. Mai Miroiu. Țin minte că, da, că Miroiu în varianta Costolevski, ei habar n-au poate unii dintre ei că e piesă românească, da? Pentru că așa le-a intrat. Iată, cu ei cum vorbiți? Cum îi convingeți de fapt că spațiul ăsta e mai mult românesc decât sovietic? Păi prin montările pe care le-am realizat, prin, eu vreau să vă spun că chiar paralel acum cât noi am avut turneul în Buzău, o piesă de-a mea de la Teatru Rus, de la Teatru Cehov, Inimă de Câine, e în Rusia în turneu pe 9 zile. Și avem colaborările astea prietenești. Inima de Câine fiind Sabace Serță. Sabace Serță, da, da.
Un spectacol, iarăși, care, ca și Balamucul Vesel, sigur că are referințe la realitatea de astăzi și nu doar din Republica Moldova. Fără doar și poate. Noi avem, nu știu dacă vă spun prea tare că menirea, nu, dar din punct de vedere a poziției statutului civic într-o societate, avem cine, avem o părere a noastră și prin prisma unei montări încercăm și pe poziția asta să spunem un mesaj, să convingem spectatorul, să îi provocăm la un dialog și să spunem că uite, ăsta din punctul nostru de vedere este adevărul și haideți, veniți cu argumente. Eu ușor, ușor mă apropii la întrebarea care sunt convins îi frământă pe mulți oameni. Un teatru este în relație antagonistic cu autoritățile, cu decidenții, cu toată lista de personaje de la Caragiale. Dumneavoastră, cum reușiți să nu fiți sancționați, ba dimpotrivă încurajați? Dar nu cred că nu... adică, dar au fost supărări, am fost și sancționat, au fost... Vi s-au tăiat și bugetul? În momentul dat el e tăiat de la sine. El... păi noi, dacă a fost publicat și în Logos Press, după, în urma auditului, că am avut anul trecut numai 61% acoperire pentru salarii. Restul ne descurcăm singuri. Deci încercăm să descurcăm și mulțumim că nu ne pun piedici. Mulțumim Ministerului Culturii că prin posibilitatea de a nu ne interzice. Bine, dar există un buget promis, de exemplu. Da, acela îl primim. La ziua a 5-a, a 6-a lunii îl primim. Da. Dar pentru care acoperă 61% din fondul necesar de salarii. Fără doar și poate, da. Uitați, Balamucul Vesel, că am vorbit. Aveam nevoie de a merge, deci proiectul pe care îl avem deja al 5-lea an în ianuarie, să fim prezenți pe scena Teatrului Național Vasile Alexandri din Iași și la București. Și, practic, aproape tot repertoriul deja a circulat, Iași, București. Și zic, veniți ideea peste noapte, așa, cu ce mă duc, cu ce, la sfârșit în decembrie. Bani n-aveam pentru montare. Zic, dar avem o magazie bogată în Teatrul Național. Avem, și am făcut fără bani. Deci, toți actorii sunt îmbrăcați din spectacolele, costumele din spectacole vechi, care nu se mai joacă de 20 deci de ani. Deci ați intrat în debara? Am intrat în debara și am spus, hai, uite, ăsta, cam asta. Bineînțeles că știam, de asta mi-am asumat și responsabilitatea să semnez și scenografia, că am făcut și scenografia la acest spectacol. Nu aveam bani să plătesc un scenograf. Cât costă montarea unui spectacol cu o distribuție comparabilă cu... Înțeleg că dumneavoastră totuși încercați să-i antrenați pe... cât mai mulți actori să nu stea fără treabă. De-aia avem spectacolele astea cu multă lume, da. Și acum în turneu tot a plecat 60 de... Și nu doar o angajare de clovni. Da, da. Vorba bine. Deci păi... cât costă un spectacol cu o asemenea... La noi sau dincolo de Prut? La noi și după aia vă întreb și dincolo. Păi la noi s-ar ridica așa un spectacol, dacă pe bune, să-l faci cap-coadă, cu tot, la vreo 400-500 de mii de lei am trăit să... Asta care nu se recuperează din bilete nici de cum. Fără doar și poate, dacă ar fi să punem sinecostul de 1000 de lei la un bilet, atunci s-ar recupera, pentru că ai de plătit și TVA, și taxe, și asigurări. Deci ai anumite cotizații pe care trebuie să le achiți lunar, și apa, și lumina, și căldura pe care nu avem. Pe timpuri ați avut un casino acolo, care înțeleg că va acoperea cheltuieli de lumină, căldură, apă sau nu? Și da, și nu, dar noi ne descurcăm și fără și e foarte bine că nu-l avem.
Dar a plecat definitiv casinoul. Sper că mai mențin acolo încă aparatele cele, că sunt în în calitate de corp delict, gaj. În gaj și puneau blocat spațiu, că era ideea să găsim susținători, sponsori, ca să transformăm acea sală a cazinoului, să o transformăm într-o a treia sală de experiment pentru tineri, să încerce să realizeze ceva proiecte. Și care e problema? Nu puteți rezilia contractul cu... Nu, am și câștigat și în judecată. Așa, ei nu mai sunt, nu știu, se ocupă de ei CNA-ul, procuratura. Am înaintat demersuri la CNA. Și până durează procesul. N-aveți cum scoateți fiarele de acolo? Da, n-aveam voie, n-aveam dreptul să intrăm în spațiul ăla. A, deci e un spațiu conservat? E un spațiu conservat până durează procesul. Poate să dureze 10 ani, nu știu. Dar nu vreți să faceți un spectacol din asta? Ba da, s-ar putea să apară un spectacol și pe tema asta. Deci eu mă întorc la... roata de unde am pornit. Vă felicit cu această înaltă distincție. Mulțumesc mult. Pentru mine chiar mă gândeam, adică, da, e o apreciere și sunt onorat. Asemenea emoții le-am avut în anul 1972, când aveam 9 anișori și am auzit de soarta bunicului meu, care a murit, căruia îi port numele, și a murit în război în 24 august și nu știam nimic de el. A fost ceferist în armata română și când a venit în casa noastră un domn și a spus lui taicul meu în 72, când era un pic de dezgheț, și zice: eu sunt în viață datorită tatălui dumitale. S-au dus toți frații și l-au descumat de la gura căinarilor, că aveau grijă de mormânt. El l-a salvat într-o împrejurare de război pe acel copil atunci și au avut grijă părinții de rănitul, de bunelul, și a mai trăit 2 săptămâni și zice: l-am înmormântat chiar lângă casa acolo. S-au dus, l-au descumat și l-au adus în 72 la Sângerei și i-au făcut prohodul, au venit toate rudele după tradiții. Și am văzut primul schelet în viață, a fost a bunicului, că după 29 de ani trecuse de la moartea lui, era numai scheletul, oasele. Și literalmente o seminte. O seminte, da. Și mi-a dat atunci drept moștenire livretul lui militar, unde este scris... Hadârcă Petre, soldatul, este eliberat în anul 1938 în concediu la vatră de la Colegiul Militar din Craiova. Și o păstrez și adeverința lui de naștere eliberată de Episcopia Hotinului, unde e scris Hadârcă Petre, născut la 16 iunie anul 1914, cu grafie latină. De fapt, ăsta a fost... Deci de acolo vă trageți obârșia, descendența de acolo numărați. Fără doar ceva. Nu, sunt aceleași emoții care m-am bucurat atunci. De la statul Republica Moldova... Domnul președinte, ex-președintele Nicolae Tămofte, m-a... învrednicit cu titlul maestru în arte și cu artist al poporului. Sigur că... Acum vă doresc să intri în competiție, președinția moldovenească cu președinția română. Mulțumesc. Nu aștepti, repet, nu aștepti când o să aveți, cum se zice la noi, o aniversare rotundă. Mulțumesc pentru urări, dar am mai spus așa, mai spun, nu mă dau tare, dar mă bucur de fiecare dată de aplauzele și de receptivitatea de spectatorii care vin la teatru și consider că ăștia sunt premii, astea sunt premiile cele mai valoroase atunci când simți emoția din scenă. Conturată cu acea scânteie, cu emoția spectatorului, și pe unde mai greșim, pe unde din contră avem succese, dar ne-am îmbogățit și încă o dată repet, avem acum spectatori și Teatrul Național Mihai Eminescu este așteptat în fiecare an și la Iași și la București, acum și la Buzău va deveni o tradiție în fiecare an urmează, așa a urmat
și invitația și după care avem proiectul cu Teatrul Național din Târgu Mureș, deja se lucrează. Eu profit de ocazie și în numele acestor spectatori care vă aplaudă, uneori mă întâmplu și eu în sala de spectacol, vă mulțumesc și pentru spectacolele dumneavoastră și mai ales pentru spectacolele și trupele românești pe care le aduceți la Chișinău, ne le dați pe tavă, ne dați teatru pe tavă, pentru că noi chișinăuienii suntem alintați în ultimul timp cu multe turnee, cu festivaluri și doar rămâne să ne rupem din computer și din viața virtuală să ne ducem să vedem aceste evenimente culturale. Vă mulțumim! Mulțumesc și eu!